Fiecare zi pun o culoare. Aici e sanctuarul meu, cum să spun eu. Pictura figurativă nu va muri niciodată. Pentru Mihai Marin Cârstea, povestea picturii este legată de copilărie, iar amintirea începuturilor, dar și a originilor sale, se regăsește în cele mai multe dintre lucrări. Eu sunt ancorat în pictura noastră românească interbelică, mai ales că vin dintr-un sat unde s-a pictat foarte mult, la boierul Bogdan Pitești, deci la Iciol, de acolo l-am născut, și acolo au pictat toți pictorii interbelici ai noștri. Și plăcând în pictura interbelică, sigur că știm că s-au pictat mai mult țărani, au pictat peisajele astea campestre. Și vin cu chestia asta. Eu sap în continuare. Aici trebuie să găsești ceva. Eu am lucrat cu mulți pictori și mari artiști, când eram și eu la început. Și ca să faci o pictură bună, trebuie să-ți placă. Pictura trebuie să o ai gata făcută în minte. Deci, când mă duc la peisaj, eu deja știu ce am de făcut. Nu mai mă gândesc. Eu știu exact ce culori să pun, ce să fac. Asta înseamnă pictura. Pictura lui Mihai Marin Cârstea este definită, înainte de toate, de culoare. Puternică, vibrantă, pusă pe pânză pentru a defini o stare de admirație a artistului în fața naturii. Culoarea e ceva divin, asta vine de la Dumnezeu. Deci așa, fizic, cum se fac amestecurile, asta să știu cum se fac. Optic, fizic și nu știu ce, dar culoarea trebuie să vină de suflet. Iar un artist, culoarea ori o are, ori nu are. Dacă nu, faci un desen bun și o culoare mai puțin bună. Dacă faci un desen, măcar culoarea să fie. Acum nu știu cât de desen știu eu, dar cred că la culoare mă mai descurc. Am lucrat cu pictori mari, care și ei, la rândul lor, iubeau peisajul. Mergeam cu cizmarul pe câmp 50 de kilometri și poate că nu ne opream undeva. Ei știu, am învățat foarte bine de la ei compoziția asta, ce e plăcut de pictat, ce merită pictat. Și eu mă lupt și acum, și asta vreau să fac, să fug de amănunte. Și tot mai dau peste ele, pentru că sunt legate de sufletul meu, cum să spun eu. Pictez atmosfera care mi-o creează locul respectiv. La peisaj e una, la natură moarte e alta. Dar vedeți că la natură statică, tot mă leg, tot de vase, de lut, de asta. Că, ce să zic, vin de la țară, n-am cotru, nu pot să zic. Și deci tot astea îmi plac mie, astea rustice. După cum vedeți, florii, unele le izbutesc mai bine, unele mai puțin, dar încerc. Atât în pictură, cât și în viața personală, este dedicat unor principii ce uneori poate nu-și mai găsesc locul sau rostul în prezent. Iar amprenta trecutului, a valorilor neperisabile, se resimte atât în ceea ce spune, dar mai ales în ceea ce pictează. Noi pictăm de dragul picturii, pentru că așa, al beneficiului, cum să spun, al suportului material, e foarte complicat. Dar nu putem să trăim fără pictura. Câștigăm sau nu, noi pictăm. Asta ne e menirea și credem chestia asta. Noi pictăm cu sufletul. Și asta e pictura care va dăinui, după părerea mea.